Bine te regăsesc! Știi că pentru a scrie corect în limba română se folosesc 11 semne de punctuație? Astăzi ne orientăm atenția asupra punctului. Punctul nu este numai semn de punctuație, ci și semn ortografic, semn diacritic și are chiar și alte valori pe care te invit să le descoperi vizionând acest videoclip. Pentru început, vom citi împreună un fragment de text din cartea Harry Potter și Piatra Filosofală de G.K. Rowling. Cum așa? Doar mama și tata nu erau celebri. Nu știi, nu știi. Hagrid își trecu nervos degetele prin păr, fixându-l pe Harry cu o privire uluită. Harry întinse în sfârșit mâna să primească plicul gălbui adresat cu cerneală verde smarald domnului Harry Potter, pe dușumea, coliba de pe stâncă, marea. Scoase scrisoarea din plic și citi: Școala pentru vrăjitoare și vrăjitori Hogwarts. Director Dumbledore. Ordinul Merlin în grad de cavaler, magistru vrăjitor, șef departament magie, barosanct suprem, Confederația Internațională a Vrăjitorilor. Stimate domnule Potter, avem plăcerea de a vă informa că ați fost admis la Școala pentru Vrăjitoare și Vrăjitori Hogwarts. Vă trimitem în anexă lista echipamentului și a manualelor necesare. Semestrul începe la 1 septembrie, anul curent. Așteptăm bufnița dumneavoastră nu mai târziu de 31 iulie, anul curent. A dumneavoastră, Minerva McGonagall, director adjunct. În acest fragment de text, punctul este folosit ca semn de punctuație la finalul a 7 enunțuri și este evidențiat prin culoarea albastră. Punctul este un semn de punctuație care indică o pauză și marchează finalul unui enunț asertiv. În vorbire este redat printr-o intonație neutră. În scris și în tipografie, punctul este urmat întotdeauna de un spațiu alb. Acum ne orientăm atenția pentru a observa punctul utilizat ca semn ortografic în prescurtarea sau abrevierea unor cuvinte. De exemplu, H urmat de punct pentru Harry, DEP urmat de punct pentru departament, A punct C punct pentru prescurtarea anul curent. Numele autoarei este prescurtat G.K. Rowling. Punctul marchează prescurtarea unor prenume. Punctul de la finalul enunțurilor, semestrul începe la 1 septembrie anul curent și așteptăm bufnița dumneavoastră nu mai târziu de 31 iulie anul curent, are atât rol de semn ortografic, marcând abrevierea cuvântului curent prin litera C, cât și rol de semn de punctuație, deoarece marchează finalul fiecăruia dintre aceste două enunțuri. Punctul este folosit ca semn ortografic în scrierea abrevierilor sau a cuvintelor prescurtate. Folosești și tu destul de des punctul în abrevieri precum DR pentru doctor, NR pentru număr, SG pentru singular, ETC pentru etc., care înseamnă și celelalte. Punctul este folosit și în prescurtarea unor prenume sau nume. Există scriitori români al căror nume este folosit cu prescurtare, Ile Caragiale pentru Ion Luca Caragiale, Șteo Iosif pentru Ștefan Octavian Iosif. În această secvență de text poți observa, evidențiat prin culoare galbenă, utilizarea punctului ca semn diacritic deasupra literelor I și J. Deci, o altă valoare a punctului pe lângă cea
de semn de punctuație și semn ortografic este de semn diacritic. Spuneam la început că vei descoperi și alte valori ale punctului dacă vei urmări videoclipul. Este momentul să-ți spun că punctul este și element component al altor semne de punctuație. Punctul intră în componența punctelor de suspensie sau trei puncte evidențiate prin culoarea verde. Aceste trei puncte marchează fie o pauză mai lungă, fie lipsa unei secvențe de text atunci când sunt puse între paranteze drepte. Prin culoarea violet este evidențiat un alt semn de punctuație în a cărui componență intră punctul, punct și virgulă. Iar prin culoarea mov este evidențiat al treilea semn de punctuație în componența căruia intră punctul și anume două puncte. Dar despre aceste semne de punctuație vei afla mai multe într-un videoclip următor. Acest mic semn grafic numit punct poate fi semn de punctuație, semn ortografic, semn diacritic sau intră în componența altor semne de punctuație. Acum, cred că e un bun prilej să verifici cât de bine ai înțeles rolul punctului în scrierea corectă, rezolvând un scurt test de 3 întrebări.